Bun găsit, sunt Adrian Boioglu. La Cetenis TV discutăm cu oamenii momentului, iar invitatul nostru de astăzi este genul de primar care a demonstrat că administrația publică se poate face pe termen lung și cu rezultate de excepție. Domnul primar Vasile Delicot este primar de la Poarta Albă. Bun venit la Cetenis. Bună ziua! Mă bucur să vă am din nou alături pentru că avem de discutat. Ne-am mai văzut în ultimii ani, dar vreau puțin să facem un fel de bilanț al proiectelor, pentru că oamenii de la Poarta Albă au dreptul să știe toate lucrurile pe care le-ați făcut și, evident, ce mai aveți de făcut în localitate. Primul lucru și cel mai important în momentul în care discutăm este proiectul legat de gaze. Știu că este un proiect de suflet al dumneavoastră și care vă preocupă foarte mult. Care este situația cu gaze în localitate? Da, într-adevăr, proiectul cu gazele este un proiect pe care l-am început încă din primul mandat. Dar datorită faptului că la momentul respectiv, în 2012, când eram pe punctul de a avea și noi proiectul în implementare, s-a schimbat primarul de la Mulfatlar, nu a mai continuat și nu am mai putut să avem facilitatea aceasta pe proiectul Valul Traian, Mulfatlar, Poarta Albă. Și atunci am început, întrerupându-se acest proiect, să caut surse de finanțare pentru el, să mă desprind. Am încercat o variantă cu castelul și castelul s-a desprins de noi. Domnul primar a plecat pe cont propriu și nici în momentul de față nu are gaze. Iar ulterior am găsit, după mulți ani, s-a deschis o axă de finanțare singura pe fonduri europene în ultimii 12 ani. În 2020, în vara anului 2020, și pe programul operațional Infrastructură Mare, unde am depus împreună cu Mulfatlarul, pentru că din nou a revenit primarul din 2008-2012 la Mulfatlar și după două mandate de pauză, George Cojocaru venind primar fiind în septembrie 2020 ales, am depus eu în august 2020, după care l-am ajutat și s-a implicat foarte rapid domnul Cojocaru, a făcut și a depus și el până în decembrie, când era termenul limită de închidere a sesiunii de depunere, și am mers împreună cu proiectele și am câștigat un punctaj foarte bun. Am fost două localități din județul Constanța care am reușit să luăm finanțare de la nivel național din acest program pe fonduri europene, ele fiind doar 25 la nivel național. A fost o concurență foarte mare, dar datorită faptului că ne-am făcut treaba bine, am reușit să obținem finanțarea. Iar acum suntem în implementare și suntem undeva la 95% cu proiectul. Când sperați să fie gata proiectul? Din promisiunea celor care fac branșamentul, două luni de zile de aici încolo. Dar partea de distribuție este finalizată. Mai avem foarte, foarte puțin, undeva la 3-4%, câteva branșamente la cei care încă nu s-au finalizat proiectele, pentru că cele 1800 de branșamente, toate au proiect individual, sunt trecute prin verificator de proiect, pentru că această rețea va fi dată în exploatare, noi făcând deja licitația pentru concesionarea ei. Avem și un concesionar, nu știu dacă pot să spun, este vorba de Distrigaz, fostul Congaz, cu care începusem proiectul în 2010 și din câte am înțeles chiar și la Mulfatlar tot i s-au înscris în licitație pentru a prelua concesiunea și distribuția de gaze inclusiv în Mulfatlar și la final se va face o carte a construcției care va fi predată către Distrigaz, iar pretenția lor este ca fiecare branșament în parte să aibă proiect propriu și de aceea procedura e destul de greoaie, pentru că indiferent cât de mare sau mic este un branșament, trebuie să aibă un proiect care să fie avizat de către un verificator de proiect, de un supervisor. Și toată această procedură îngreunează. Câți localnici sau câte gospodării aveți, veți avea branșate la gaze? 1800. 1800. Adică cam sunt toate gospodăriile din localitate care au construcție pe ele. Pentru că așa este programul, ne permite să conectăm
pe banii europeni doar gospodăriile sau loturile care au construcție pe ele. Cele existente, da. Cele existente. Care au și o casă pe ele. Toate aceste proiecte se fac cu foarte mulți bani. Cum ați reușit să atrageți aceste fonduri pentru localitate? Vorbim de 10 milioane de euro, bani atrași din Programul Operațional Infrastructură Mare, cu foarte multă muncă. Pe lângă faptul că a trebuit să ne scriem foarte bine proiectul astfel încât să fim eligibili și să luăm punctaj, pentru că a fost un apel competițional, deci este o competiție, nu sunt bani la dispoziție pentru toate localitățile, pentru că noi avem la nivel național 3200 de localități, comune, orașe, municipii și vă dați seama, au fost bani doar pentru 25 de proiecte. Concurența a fost extrem de mare, dar a trebuit să fim foarte atenți, să scriem bine, să atingem toate punctele din grila de punctare, astfel încât să luăm punctaj foarte bun și făcând acest lucru a fost un efort destul de mare a unei echipe, a mea ca și manager și colegii din primărie, plus proiectantul care a făcut studiul de fezabilitate. Am reușit să obținem finanțarea, iar ulterior a fost mult mai dificil pentru că implementarea într-un termen atât de scurt a necesitat din partea echipei de implementare un efort foarte mare. Vorbim de, am muncit 2 ani de zile să ajungem la semnarea contractului pentru finanțare și am avut un an de zile să implementăm. A fost destul de dificil. Acum suntem pe final. Într-adevăr, s-a depășit termenul, nimeni n-a reușit, dar noi, cele două localități din județul Constanța, suntem cele mai avansate la nivel național, pentru că ne-am dorit foarte tare să aducem această utilitate în comunitățile noastre, și eu și Mulfatlarul, și atunci ne-am zbătut și am reușit să implementăm destul de mult din proiect, atrăgând fonduri din Programul Operațional Infrastructură Mare din POIM, și vom face o fazare, așa am discutat la minister. Noi acum mergem în continuare, ducem proiectul la final pentru că am făcut un credit. Am obținut, prin mai multe discuții la nivel de guvern, s-a obținut o ordonanță care ne-a permis să ne împrumutăm din trezorărie cu o dobândă modică, să luăm bani special pentru aceste proiecte. Am luat un împrumut din care noi plătim în momentul de față cofinanțarea și restul de plată pentru acest proiect, iar ulterior, din ce știu în momentul de față, este în lucru o ordonanță de urgență care va permite fazarea. Diferența de ca și rest de executat va trece pe fondul de mediu și vom obține banii, ne vom recupera banii de la administrația fondului pentru mediu. Guvernul lucrează la această ordonanță, să vedem ce va fi ordonanță sau hotărâre de guvern, astfel încât să ne ducă cu cheltuiala pe fondul de mediu. Dar noi nu am stat, am preferat să mergem înainte, pentru că vrem să ne dorim, așa cum am făcut angajamentul cu cei de la POIM, să avem funcțională rețeaua la 31 decembrie 2024, este o obligație noastră prin declarația pe proprie răspundere pe care am dat-o și am profitat de acest HG care ne-a permis să ne împrumutăm. Am făcut un împrumut, mergem în continuare, plătim constructorul, iar ulterior vom contracta diferența ce nu s-a decontat pe Programul Operațional Infrastructură Mare pe POIM către fondul de mediu. Și banii vor fi recuperați și achitat, practic, creditul către trezorerie. Asta înseamnă viziune pe termen lung, cu alte cuvinte. Oamenii, când vor avea efectiv, eu știu, gaz la ragaz, când le puteți promite că se va întâmpla acest lucru? În toamna acestui an, septembrie, octombrie, eu, din toate discuțiile pe care le-am avut, că facem ședințe periodice cu cei de la Comgaz, de la Distrigaz, și dumnealor își doresc să preia rețeaua cât mai repede și dacă în 2 luni de zile avem conexiunea făcută, vom putea și cartea tehnică, facem procesul verbal de recepție și vom preda către... Rețeaua e deja realizată și ține doar de hârtie, ca să zicem așa? Sau rețeaua din localitate este realizată, mai avem doar câteva străduțe care au fost
omise la momentul respectiv de către proiectant, fiind făcut destul de pe repede înainte. Noi am avut un studiu de fezabilitate inițial pentru un alt fond care s-a dorit la un moment dat să financeze și rețea de gaze, care era gestionat tot gen Angel Saligny, era gestionat de către Comisia de Statistică, care nu avea nicio treabă cu proiectele. Au primit proiecte, au trecut de evaluare și proiectul nostru, după care și-au dat seama că sunt depășiți și atunci s-a dat un HG și s-a stopat acest program. Practic a fost anulat. Uh-huh. Și noi aveam, acolo erau alte cerințe, vă dați seama, ca să facem punctaj a trebuit să modificăm tot studiul de fezabilitate pe repede înainte și au fost câteva lei care proiectantul practic le-a scăpat datorită faptului că a încercat să meargă foarte repede și să întrunim și condițiile de punctaj, pentru că fiind un apel competitiv și concurența atât de mare, a trebuit să atingem toate cerințele din ghid, astfel încât să facem punctaj. Și acum am aprobat prin dispoziție de șantier cele 3-4 extinderi care sunt, se fac în momentul de față, deja mai este doar o alee de făcut și branșamentele de pe aceste extinderi. Și practic rețeaua este finalizată. Nu există lucrări în subteran fără un deranj. V-aș întreba atunci cum stați cu partea de, eu știu, asfaltare, refacere trotuarelor și așa mai departe, trotuare, străzi, etc. în comună. Deci pe partea de centru unde sunt trotuarele s-a rezolvat, am finalizat tot ce înseamnă branșamente, s-au refăcut trotuarele în zona în care au fost afectate, spațiu verde. Ați trecut pe subtrotuare și cu subtraversări pentru sensul opus? Sau... Da. Au fost foarte multe subtraversări făcute. Am încercat să nu tăiem asfaltul acolo unde ne-a permis spațiu, dar datorită faptului că în timp străzile nefiind cadastrate, vă dați seama, inclusiv dinainte de Revoluție, în perioada comunistă, oamenii s-au mai întins, au mai ieșit în stradă unde sunt zone îngustate și nu ne-a permis terenul să facem subtraversări, pentru că noi așa am făcut în majoritatea cazurilor. Am fost nevoit să tăiem în zona respectivă. Uh-huh. A venit, s-a plombat ulterior. Se vor reface pentru că, indiferent cât de mult ai compacta, întotdeauna unde tai se lasă în timp, pentru că compactarea naturală e cea mai bună și vom veni și constructorul are obligația de a reface în zonele respective tasările. Dar de preferat este să nu asfaltezi înainte, pentru că au fost străzile perpendiculare pe șoseaua națională, care, deși aveam proiect pentru ele și inclusiv contract pentru execuție cu un constructor, cu un asfaltator, am preferat să nu le asfaltăm, pentru că acele ar fi fost tăiate și în lung și în lat. N-ar mai fi rămas nimic, pentru că partea de acostament de trotuar e aproape inexistentă în foarte multe locuri și am dat ordin de sistare a lucrărilor pe perioada cât am implementat proiectul de gaze, uh-huh, ca să putem asfalta și reface ulterior. Dar vă dați seama, acolo pusesem canalizare, am venit, am schimbat rețeaua de apă, acum am venit cu gazele și cu branșamentele, vă dați seama, la fiecare proprietate, străzile arată destul de rău. O parte din ele am reînceput asfaltarea și să le reparăm. S-au pietruit, acum sper ca după Paști să găsească constructorul un finisor disponibil și să înceapă asfaltarea, așa am promisiune și știu că de câte ori a spus ceva asfaltatorul, s-a ținut de cuvânt, este o firmă serioasă din Constanța și vom începe să asfaltăm astfel încât covorul asfaltic să rămână intact, deci pe străzile unde nu mai sunt de făcut săpături și branșamente am trecut la asfaltare. Pentru că, într-adevăr, drumurile arată în anumite zone foarte rău. Da, mai ales acum cu ploile acestea, de zilele acestea, vă dați seama ce norii se face,
Dar imediat după ce se îndreaptă vremea, va intra în forță constructorul și vom rezolva partea de asfalt, de curățenie efectiv. Dar ar fi fost păcat pentru că fonduri sunt tot timpul foarte puține la dispoziția localităților, în special a comunelor. Și dacă ne-am fi bătut joc de asfalt, dacă asfaltam înainte și după aceea veneam și tăiam, făceam totul mai praf. Mai mulți bani, mai mult deranj și nu mai departe. Nu mai ai garanția că mai găsești fonduri disponibile, pentru că mai sunt Absolut. Și alte localități. Nu suntem singura localitate din România, iar inclusiv bugetul Uniunii Europene nu este atât de generos pe cât pare. Deși sunt sume mari, când vorbim de miliarde, de 70-80 de miliarde de euro, gândiți-vă că foarte multe miliarde se duc în infrastructura mare, când vorbim de autostrăzi, de căi ferate și alte obiective care absorb foarte mulți bani, iar pentru noi rămân destul de puțini bani. Pe fonduri europene, pentru o comună, poate lua 1 milion de euro pentru asfaltare, care nu înseamnă mare lucru, într-o perioadă de 7 ani. Singura perioadă în care puteai depune de 2 ori într-o sesiune, într-o perioadă de 7 ani de finanțare, a fost prima, 2007-2013. Următoarele sesiuni nu s-au mai permis decât un singur proiect în 7 ani și acela de 1 milion, spre deosebire de orașe unde au sume mult mai mari la dispoziție. V-ar tenta să transformați Poarta Albă într-un oraș? Asta ține numai de cetățeni, pentru că se face doar cu referendum. Da, din punct de vedere economic, este clar net superior să fie oraș și față de comună, dar trebuie să lămurim și cetățenii că este în beneficiul lor. Aveți deja un liceu, aveți nevoie de un spital, liceu și nu știu, mai erau niște criterii. Avem un centru medical care este la Compania Națională de Investiții depus, dar datorită faptului că în 2023 situația financiară a României cu un deficit de 13%, 13,5%, vă dați seama, nu s-au mai deschis lucrări noi. Sperăm ca 2024 deficitul să scadă, PIB-ul României a crescut totuși în 2023 și să repornească investițiile prin Compania Națională de Investiții, astfel încât să primim ordin de începere a lucrărilor inclusiv pentru acest obiectiv. Vorbim de un centru medical, de practic este o policlinică unde vor fi toate specialitățile. Este undeva în zona ieșirii din localitate, unde este podul peste canalul Poarta Albă Midia. Avem un teren generos acolo, special pentru tot ce înseamnă infrastructura aceasta. Și o zonă foarte frumoasă, de altfel. Foarte frumoasă, este intrarea spre Galeșul, unde s-a dezvoltat partea economică acolo. Și de aceea am și păstrat acel teren special pentru aceste obiective atât de importante pentru localitate. În momentul în care vom avea și policlinica, va fi cu totul și cu totul altceva. Dacă tot vorbim de investiții care aduc cumva economii la buget, aș vrea să vorbim puțin și despre proiectul acela pentru un parc fotovoltaic. Știu că aveți în viziunea de dezvoltare și așa ceva. Care este stadiul acelei idei sau, știu, proiect în cazul în care este? Proiectul este depus deja pe o axă de finanțare. Am trecut prima etapă, suntem eligibili, așteptăm să vedem punctajul. Unde l-ați depus? De unde primiți finanțarea pentru el? Din PNRR. Okay. Deci tot fonduri europene. Despre ce sumă este vorba? Vorbim de 330 de kW, undeva la... Ajunge la peste 1,5 milioane de lei, probabil. Cam așa, se duce peste 1 milion de euro. Va fi, dar noi suntem foarte avansați față de alte proiecte, de aceea am speranța că va merge foarte rapid spre implementare, pentru că am obținut deja avizul tehnic de racord în rețea. La cât ajung facturile de energie? Pentru școli, primărie și așa mai departe, în față? Măcar aproximativ, dacă vă aduceți aminte. Fiecare instituție își plătește separat, de aceea n-am un ordin de mărime, dar... Oricum, cu siguranță vor fi economii la buget, asta e important. Vă dați seama, dacă sunt 330 de kW/h, sunt sume destul de mari.
Absolut. Da. Deci avem, vom face o economie destul de importantă prin acest proiect. Bani pe care îi vom dirija către investiții și către înfrumusețarea comunei, aducând diverse beneficii cetățenilor. Nu pot să vă spun exact care este suma, pentru că prețul curentului fluctuează foarte... Și 10.000 de lei, dacă economisiți lunar, acei 10.000 de lei pot fi cofinanțare pentru alte proiecte. Sunt mai mult de 10.000 de lei, vă dați seama, la toate instituțiile. Liceul agricol este o instituție de 6.000 de metri pătrați, vă dați seama, consumă destul de mult. Poate numai acolo ajungeți la 10.000, da. Da, și iluminatul public, dispensarele, grădinița cu orar prelungit, toate grădinițele de pe raza localității, vorbim de 3 grădinițe, va demara din nou și proiectul cu Creșa, unde și acolo va fi alt consum. Localitatea se extinde, va trebui să extindem și iluminatul public și atunci vă dați seama, consumul e destul de mare, vom face o economie destul de importantă. Nu vom mai fi strâmtorați, în primul rând, cu iluminatul public, ne vom permite să iluminăm mult mai bine. Da? Probabil dacă, pentru că noi avem o rezervă de 30% prin acest parc față de consumul actual, ceea ce ne va permite să, știu, să punem eventual și corpuri de iluminat mai mari, astfel încât lumina să fie mult mai puternică. Unde va fi localizat acest parc fotovoltaic? Vorbim de zona Galeșu, așa cum știu cetățenii din localitate, pe drumul către Mănăstirea tuturor Sfinților Români, Mănăstirea de la Galeșu. În zona respectivă avem și rețea, avem tot ce ne trebuie. Terenul este foarte bun, este sus, este un platou care are o expunere la soare pe toată perioada zilei, de la răsărit până la apus, ceea ce cu siguranță vom avea și o productivitate foarte bună. Ați spomenit de Creșă și mi-ați adus aminte de o situație. Știu că ați avut acolo niște probleme cu constructorul. S-a dovedit a fi neserios, să zicem. Foarte mari. Este unul din constructorii care și-a bătut joc și de Constanța, de anumite bulevarde, inclusiv Ștefan cel Mare. În final a subcontractat, pentru că altfel nici în momentul de față Ștefan cel Mare n-ar fi fost gata și primarul ar fi avut de suferit, pentru că oamenii nu știu ce este în spate și că nu-i vina lui, dar am reușit, am ajuns la final cu acest proiect în ceea ce privește contractul cu această firmă și acum deja avem refăcut expertiza pentru să vedem rest de executat. Am expertizat lucrările care sunt făcute deja pe șantier. De fapt n-am reziliat, a ajuns la final contractul și am putut să scăpăm de acest constructor, iar acum proiectantul ne-a dat nou deviz care va trebui să-l aprobăm prin ședință de consiliu și să reluăm licitația astfel încât să găsim un constructor serios care să ducă acest proiect la capăt. Banii au fost pierduți sau i-a beneficiat? Nu, banii sunt prin PNDL 2. Îi avem încă la dispoziție. Problema apare că datorită inflației prețurile cresc și trebuie să vedem de unde vom pune diferența față de contractul pe care îl avem cu cei de la Ministerul Dezvoltării. Politica Ministerului este ca tot timpul să vină cu ajustări și cu acte adiționale. Dacă nu, va trebui să găsim noi sursa de finanțare, fie Consiliul Județean, sau un eventual după ce rambursăm de la fondul de mediu creditul pe care îl avem pentru rețeaua de gaze, să facem un nou credit pentru a putea finaliza și acest obiectiv, care este un obiectiv foarte important. Ar fi prima creșă din Poarta Albă? Da, este prima creșă din Poarta Albă și un obiectiv care ar fi trebuit deja să fie în folosul comunității, dar da, lupta politică nu este ok, pentru că unul dintre oamenii care sunt în această firmă era prieten foarte bun cu un contracandidat de-al meu și din punctul meu de vedere, au tergiversat această investiție special ca să nu o pot realiza, pentru că veneau pe șantier de câte ori ne permitea legea să îi notificăm. Veneau ca să reziliem, sunt niște pași de făcut. Și ei întrerupeau acest lanț, venim pe șantier, începând, mai turnau două cife de beton, mai puneau niște fier, mai cofrau ceva,
pe care iarăși se retrăgea de pe șantier, iar trebuia să așteptăm o lună de zile, făceam notificare, iau reveneau și tot așa ne-au lungit special ca să nu putem să-i dăm afară, să reziliem contractul. Astfel de firmă trebuie să fie pe listă neagră, ca astfel, eu știu, primările să nu mai fie, eu știu, amăgite, înșelate de astfel de firme care nu-și fac treaba, cu siguranță. Da, nu-și fac treaba și vă dați seama că astfel de firme iau zeci de contracte la nivel național și tot timpul caută să le subcontracteze pe bani foarte puțin, de aceea nu găsesc subcontractori. Sunt foarte lacome, vor să trăiască numai din comisionul acela, ei participă având cifră de afaceri și având know-how, au dreptul să participe la licitație. Este foarte greu și cu acel certificat negativ pe listă neagră, pentru că ei își deschid firme noi care au dreptul să participe la licitație și folosesc ca și cifră de afaceri sau experiență similară firma care este pe lista neagră. Deci acea firmă nu are dreptul să participe ea la licitație, dar poate da susținere. Și atunci ei își fac automat imediat o firmă nouă, curată, de la zero, cu care participă, iar cu experiența de la firma veche pot participa într-unele condițiile. Trebuie schimbată cumva legea pentru că astfel de situații să nu se mai întâmple. Știu că aveți în vizor și grădința de la Galeșu. Care e situația acolo? Este în licitație acum cu grădința de la Galeșu. Este pe fondul acolo? De mediu. Administrația Fondului pentru Mediu, AFMU. Acolo deja este în linie dreaptă, avem tot pe AFM, avem inclusiv reabilitarea dispensarului, unde licitația se va încheia cât de curând și vom avea constructor, astfel încât să, în vara acestui an să ne ocupăm și de reabilitarea dispensarului din localitate, pentru că în cartierul Via am construit un dispensar nou de la zero. Acolo este finalizat, deja se funcționează în el și vrem să-l reabilităm și pe cel din localitate, pentru că a fost reabilitat acum 12 ani și s-a degradat. Aveți cadre medicale? Pentru că asta știu că e o mare problemă. Da, la Poarta Albă sunt suficiente cadre medicale, avem farmacii, acum încercăm să convingem pe cineva ca în acest centru medical pe care l-am făcut în Poarta Albă, nord în cartier Via, să aducem și o farmacie, să deschidă un punct de lucru. Sunt un pic reticienți pentru că își fac calculul, dar cu siguranță vom găsi un lanț de farmacii care pentru moment, până își face vadul, să-și permită eventual și o pierdere. Farmaciile mici se feresc pentru că până începe omul să vină să vadă că există seriozitate, că prețurile sunt competitive, nu pot susține cheltuiala, ies pe pierdere. Am mai avut două, trei tentative, au venit și ulterior au închis pentru că nu reușeau să susțină cheltuielile. Și avem nevoie de un lanț de farmacii mai mare, care să-și permită să susțină jumătate de an pierdere, astfel încât să-și creeze vad. În comerț e puțin mai aparte, mai ales în partea de farmacii, pentru că dacă nu ești o farmacie mare care să poți susține un astfel de punct pentru o perioadă, nu ești tentat să deschizi pentru că ai pierdere. Plus, o farmacie mare automat are alte discounturi, prețurile, pentru că este o zonă totuși la țară, trebuie să vii cu niște prețuri apropiate de buzunarul omului, da, cât de cât să se plieze pe realitatea economică de acolo. Vreau să vorbim și despre proiectele legate de educație. Știu că ați pomenit de creșă, grădiniță, dar școala din Poarta Albă are nevoie de reabilitare și acolo vorbim de un proiect cu o valoare foarte mare, peste 5,8 milioane de lei, bani atrași în comună de către administrația locală. Care este stadiul acestui proiect? S-a finalizat. Vorbim de reabilitarea corpului C1 și extinderea acestui corp, unde am mai făcut o sală de sport la demisol și încă două săli de clasă la etaj și reabilitarea celor patru săli de clasă cu toate spațiile de acolo, toate spațiile de cancelarie, holuri, tot ce înseamnă grupuri sanitare. Deci clădirea a fost reabilitată în totalitate, plus o extindere
unde avem la Demisol o sală de sport, astfel încât copiii pe perioada rece sau ploioasă să aibă condiții foarte bune de desfășurare a orelor de sport. Avem grupuri sanitare, vestiare. Deci câți elevi aveți în comună? Elevii cu tot cu liceu sunt peste 1000. Wow. Da, sunt în jur de 700 la școala generală din localitate, cu grădiniță, cu tot. Suntem o localitate în dezvoltare, avem copii destul de mulți, da? Și asta ne bucură, înseamnă că tineretul a rămas acasă sau vin pe raza localității și avem o creștere demografică, ceea ce ne face foarte pozitivi în a gândi pe partea de infrastructura școlară, da. Pentru că vedem o atractivitate, vin foarte mulți copii din localitățile învecinate care doresc să vină la noi la școală, inclusiv la grădința cu orar prelungit, sunt foarte multe cereri. Nu tot timpul ne permitem, este în funcție de generație. În momentul în care într-o generație sunt copii din localitate mai puțin, atunci se acceptă și din exterior. În generațiile unde copiii din localitate sunt mai numeroși, atunci nu putem accepta pe cei din exterior, că este o chestie normală să aibă prioritate cei din localitate. Absolut. Educația înseamnă și mișcare și știu că vă preocupă un proiect foarte frumos legat de pistele de biciclete în localitate. Da, lucrăm deja acum. Este un proiect pe PNRR, pe Programul Național de Redresare și Reziliență și deja am demarat această lucrare. Ne-au oprit un pic ploile acum, dar bănesc că după Paști va trece și perioada ploioasă, deși este foarte bună și ne bucurăm pentru ea că va ajuta foarte mult anul acesta agricultura din zonă, dar în momentul în care se stopează ploile, continuăm și cu acest obiectiv, astfel încât cât mai curând să-l avem și funcțional. Aveți peste 2000 de metri de piste, din ce înțeleg. Pe unde va trece această pistă? Pleacă dinspre localitatea Poarta Albă, traversează tot Galeșul, localitatea Nazar, ce acum este ea în acte, dar majoritatea oamenilor știu de Galeșul ca și localitate. Este un stat aparținător localității Poarta Albă și va merge către mănăstire. Foarte frumos. O zonă care îmbie lumea la mișcare, la turist, deci nu a vizitat obiectivele din zonă, mănăstire și mai departe. Satul Galeșu este o localitate, un sat foarte frumos, foarte așezat pe o culme, cu canal lângă. În spatele satului este o pădure pe 25 de hectare, care deja este mare, are 7 ani de zile și acolo este o liniște perfectă. Există pensiuni, restaurante în zonă? Încă adică mă nu, gândesc că dar dezvolți turismul, te gândești și la, nu știu, poate un punct gastronomic local sau poate știu altceva care să îi îmbie pe turiști să vină. Cu siguranță acolo vor apărea și astfel de obiective. Sper ca și pe fonduri europene, cei de la autoritățile de management, prin ce înseamnă fonduri europene, cele de la Ministerul Dezvoltării, să vină și către aceste pensiuni și să nu mai pună restricții cum au fost în programele anterioare de nu puteai să faci pensiune decât dacă erai zonă turistică efectiv, gen localitate turistică. Ar trebui să permită și zonelor gen Poarta Albă sau alte localități care și noi avem canalul Poarta Albă Media, avem Dunăre Marea Neagră, vii pe zonă destul de multe unde, fiind un astfel de punct, se poate face o sesiune de degustări de vin. Avem foarte multe crame în zonă, da? Crame micuțe care fac vin de calitate și au tot timpul premii la diverse competiții internaționale și este păcat că nu avem unde desfășura sesiuni de degustare, pentru că din ce am observat, se reiau cursele cu pasagerele către Constanța, cele de pe Dunăre, nu numai către Delta Dunării, cum era acum câțiva ani de zile. Deci se reia acest circuit, pentru că Constanța era în circuitul navelor fluviale, navele de pasageri,
prin canalul Dunăre-Marea Neagră, veneau navele la Constanța. Ar putea să vină poate pe partea albă-media către dumneavoastră direct. Ar putea să vină să oprească la Mulfatlar, unde există port, unde există gară maritimă, și de acolo până la Poarta Albă nu este foarte mult, vorbim de 6-7 km, oamenii să vină cu autocarul și să meargă la un astfel de punct gastronomic, să facă o degustare de vinuri, cu tot ce înseamnă produse specifice. Iar pentru cei care ne urmăresc și se întreabă, dezvoltarea turismului înseamnă dezvoltare pe orizontală. Oamenii vor avea locuri de muncă, vor avea cum să-și vândă produsele și așa mai departe. Contează foarte mult să atragem cât mai mulți turiști în zonă. Noi ne zbatem și sperăm acum, pentru că vom avea un președinte foarte ok din punctul meu de vedere la Consiliul Județean, pe domnul Florin Mitroi, să dezvoltăm, avem memorialul foștilor deținuți politici de la Poarta Albă, victimelor de la canal. Este un monument făcut în anii 90-98-2000 de către CDR, de către Convenția Democrată care conducea România la momentul respectiv. Am dezvoltat cu Asociația Foștilor Deținuți Politici un muzeu în aer liber. Ne dorim și o clădire muzeu unde să punem tot felul de manuscrise și scrieri de la vremea respectivă, dovezi a ororilor care s-au întâmplat în vremea comunismului la canal, și acest lucru poate fi un obiectiv foarte important de vizitat pentru turiștii care vin din Germania, din Austria, din Olanda, de pe toată Dunărea, Franța. Și cu navele de Dunăre, noi avem și un cheu pe malul canalului, chiar la Poarta Albă, iar împreună cu cei de la canale navigabile, de la administrația canalelor navigabile, să putem crea acest lucru ca în cheu respectiv să se poată debarca, pentru că de acolo până la monument vorbim de 2 km. Este foarte aproape și poate fi trecut în circuit turistic și acest monument. Dar ne dorim și un muzeu într-o clădire, pentru că avem monumentul, avem muzeul în aer liber, cu plăcile comemorative celor care au decedat la canal și, din păcate, intelectualitatea românească a fost decimată la canal. Foarte mulți intelectuali, foarte mulți preoți au murit la canal, au fost exploatați, au fost practic puși la munci, supuși la munci grele și înfometați până și-au găsit sfârșitul în șantierele din canal. Deci asta de care trebuie să ne aducem aminte cu siguranță. Da, pentru că dacă România are o problemă în momentul de față, are și datorită ororilor produse la canal, unde o foarte mare zestre genetică de intelectualitate a României a fost distrusă. Și pe vremea respectivă erau aleși și parcă păstrăm câteodată și în momentul de față în România acest model, cei mai slabi pregătiți oameni, cei mai analfabeți, erau puși pe funcții și aveau o răutate ieșită din comun, îi exploatau pe intelectuali până la epuizare, până decedau efectiv, îi aruncau în grob comune și trebuie cunoscut de către tinerii din ziua de azi ce s-a întâmplat cu adevărat în perioada comunistă și să nu-și mai dorească așa ceva, pentru că comunismul este doar pe hârtie frumos. Dacă afli adevărul și ceea ce se întâmpla cu adevărat în perioada comunistă, nu cred că își mai dorește cineva așa ceva. Cu siguranță. Ne apropiem de final. Vin niște alegeri, vă pregătiți pentru o luptă electorală, aveți contracandidați în Poarta Albă? Da, așa este și normal. Am 3 contracandidați din ce știu până în momentul de față. Aveți emoții în bătălia care urmează? Sau aveți siguranța că oamenii știu să voteze uitându-se la toate proiectele realizate și la... Nu am emoții din punct de vedere al funcției de primar și nici a Consiliului Local, dar îmi doresc o majoritate cât mai mare în Consiliul Local, ceea ce le cer și cetățenilor care sunt destul de
ok, sunt oameni care gândesc, avem cetățenii cu pregătire, cu stare materială, oameni care se mișcă destul de mult. Aveți nevoie cu siguranță de majoritate în Consiliul Local, pentru ca proiectele toate să treacă fără probleme. Da, și avem nevoie, pe lângă faptul că avem nevoie de un vot masiv pentru Consiliul Local, pentru a nu avea sincope, pentru toate situațiile în care trebuie să dăm hotărâri de Consiliu de pe zi pe alta, pentru că în implementarea proiectelor și în atragerea de fonduri europene, de multe ori îți vin clarificări și trebuie să faci ședințe de urgență, iar dacă nu ai majoritate, ceilalți te pot sabota, nu se prezintă la vot, nu ai vorum și nu poți ține ședința și faptul că n-ai depus o hotărâre de Consiliu la timp face să pierzi acea finanțare. De aceea avem nevoie de majoritate în Consiliul Local și o vom avea, că de fiecare dată de 4 mandate cetățenii au înțeles și ne-au votat masiv și am avut majoritate în Consiliul Local, dar avem nevoie de această dată să vină masiv la vot, să ne ajute și la Consiliul Județean, pentru că avem nevoie de majoritate și în Consiliul Județean. Ați spus de Florin Mitoi. De ce aveți încredere în domnia sa? De ce credeți că ar putea să nu știu, cum ar putea să ajute comunitatea locală din Poarta Albă? Păi, vedeți, numai cu acest muzeu, cu această clădire de muzeu, noi am făcut demersurile să predăm către Consiliul Județean, pentru a putea atrage mult mai multe fonduri, pentru că Consiliul Județean are alte oportunități, noi suntem limitați în sume și ca să poți face un muzeu adevărat care să arate a muzeu, o clădire cu tot ce înseamnă arhivă, toate spațiile necesare și săli de expunere a manuscriselor și a dovezilor de a ceea ce s-a întâmplat în perioada comunistă, la canal, ai nevoie de o clădire destul de generoasă, iar noi zi, ca și atragere de fonduri, suntem limitați și nu am putea cu banii respectivi să facem un muzeu adevărat așa cum merită cei care s-au sacrificat în perioada comunistă, la începutul comunismului acolo la canal. Și atunci am făcut demersurile să predăm către Consiliul Județean, iar având ca și președinte pe Florin Mitroi la Consiliul Județean, cu siguranță a demonstrat prin ceea ce a făcut timp de 20 de ani la Valu că știe să-și aducă oameni, știe să facă echipe și să atragă fonduri europene astfel încât să dezvolte în localitate un astfel de proiect. Plus sprijinul pe care îl vom primi de la Consiliul Județean toate localitățile din județul Constanța, pentru că acest lucru va fi făcut cu siguranță pe partea de proiecte, cu siguranță Florin Mitroi se va implica și va face o echipă care va putea ajuta în special localitățile mici din județ cu expertiză și cu oameni care să-i ajute să scrie proiecte pentru atragerea de fonduri europene. O dezvoltare, o deschidere către investitori, pentru că dacă ne uităm în urmă, Constanța, din punct de vedere al investițiilor, în ceea ce privește fabrici, investitori, practic producție în județul Constanța, nu avem mai deloc. Iar Florin Mitroi, fiind și un om de afaceri foarte prosper, cu siguranță va avea ușa deschisă către alți investitori care doresc să vină în județul Constanța să investească, să creeze locuri de muncă, să creeze o presiune pe ceea ce înseamnă salariu, astfel încât salariile în județul Constanța să crească, pentru că dezvoltarea prin aducerea unui investitor mare pe parte de producție efectiv dezvoltă foarte mult pe orizontală, pentru că firmele mari întotdeauna deleagă servicii, deci lucrează cu firme mai mici pe orizontală, ceea ce înseamnă o dezvoltare reală, nu practic ce s-a mers până acum numai pe partea de turism. Turismul este pe o perioadă scurtă deocamdată în Constanța. Va face și ceva în sensul ăsta, cu siguranță își va găsi un consultant foarte bun ca să dezvolte și turismul, dar oricând ne-am dorit, noi nu avem 10 luni pe an sezon de estival, sezon de plaje și atunci turismul în afara sezonului nu poate fi atât de masiv încât să poată hrăni 700.000 de locuitori cât avem noi în județul Constanța, plus Tulcea, dacă ne referim
ne raportăm la ei ca și un singur județ, pentru că cei din Tulcea, practic, majoritatea locuiesc în Constanța. Vă dați seama, vorbind de 1 milion de oameni, este destul de puțin să treci din 3 luni de sezon, chiar dacă l-ai extinde. Și atunci dezvoltarea către alte zone, cum ar fi Poarta Albă, zonele acelea de pe malul Dunării, toate zonele acelea care sunt superbe, ar aduce o extindere a sezonului, ar aduce activități, de știu, pescuit, birdwatching și așa mai departe, și în extra sezon, iar oamenii s-ar bucura de astea 12 luni pe an. Avem, vă dați seama, și Dunărea, destul de mulți kilometri de Dunăre pe raza județului Constanța. De aceea este necesar să ne îndreptăm și către Dunăre, să o exploatăm din punct de vedere turistic și Dunărea. Pentru că acolo pot fi făcute pensiuni, oamenii să vină la pescuit, la tot felul de activități de agrement pe Dunăre. Pot fi gândite diverse concursuri, da? În perioada în care nu se face plaje, știu, primăvara, toamna, când totuși poți face activități pe apă, să facem concursuri și pe de-a lungul Dunării, pentru că sunt peste 100 de kilometri de Dunăre pe raza județului Constanța. Ceea ce de la Ostrov la Hârșova, vă dați seama că este destul de mult luciu de apă pe raza județului Constanța și atunci trebuie să ne îndreptăm și spre această zonă. Canalul Dunăre-Marea Neagră trebuie și el exploatat din punct de vedere turistic, deși politica de până acum a fost că este doar pur comercial. Din punctul meu de vedere, este o greșeală, pentru că oriunde mergi în Europa, și eu, având profesia pe care o am de navigator și mi-a plăcut tot timpul să văd în exterior ce se întâmplă în Europa, toate canalele au și parte de turism. Numai la noi canalul este pur pentru partea economică, pentru transport marfă. O greșeală, această politică de 30 de ani, de aproape 40 de ani, mâine poi mine, este greșit să nu exploatezi și turistic, pentru că acea investiție poate aduce mult mai mult în județul Constanța din punct de vedere financiar. E nevoie cu siguranță de un OMD județean care să pună toate acestea la punct, să deschidă județul către investitori și să gândească cumva o strategie comună pentru turism, pentru că asta e ceea ce ne lipsește în momentul de față. Iar Florin Mitroie are o calitate, știe să strângă bani, oamenii lângă el. Cu siguranță va discuta cu noi colegii, da, și majoritatea primarilor, indiferent de în ce partid fac parte, pentru că și acum perioadele de socializare sunt destul de dese, ne întâlnim, discutăm, așa s-a ajuns și la această candidatură, pentru că toți colegii l-au îndrumat către Consiliul Județean, având foarte mare încredere în capacitatea lui de a coordona, și cu siguranță toate localitățile vor fi ajutate, iar Poarta Albă cu siguranță, pentru că este pe axa Constanța-Cernavodă, cu Megidia aproape, cu Ovidiu, Mulfatlaru, deci practic avem 3 orașe de jur împrejur, Castelul, o comună mare, practic este o localitate mare care trebuie să se dezvolte. Și Constanța nu prea mai are unde din punct de vedere economic. Va trebui să iasă în exterior, așa cum s-a întâmplat în toate județele din țară, din Ardeal în special, unde orașele au devenit pe parte de turism, pe partea de hoteluri, de restaurante, iar partea de fabrici, de hale de producție, a fost împinsă în exterior, preluată de localitățile învecinate imediat, absolut, adiacente municipiului. Așa se întâmplă și la Alba, și la Sibiu, și la Cluj, Arad, Oradea, deci Iașul, automat va trebui să se întâmple același lucru și în Constanța, pentru că această chestie este o normalitate. Nu poți să baci fabrici în mijlocul orașului, pentru că sufoci orașul și așa, automat, pentru că oamenii își doresc să meargă cu mijloacele de transport proprii, da, cu mașinile proprii, este la anumite ore destul de aglomerat. Dacă ai aduce partea de industrie
în oraș, vă dați seama că s-ar sufoca total și ar fi un blocaj insuportabil. Sunt proiecte frumoase, vă doresc succes în toate aceste demersuri și pe plan administrativ și politic și vreau să ne reîntâlnim aici atunci când proiectul legat va fi finalizat și toate acestea vor fi puse în practică, pentru că oamenii au dreptul să știe, să cunoască și să le afle chiar din gura celor care se ocupă de ele în mod direct, cum sunteți și dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu pentru prezența în emisiune și sperăm să ne revedem aici la CT News. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost emisiunea de astăzi. Nu uitați, emisiunea este difuzată și pe CDTV, televiziunea regională cu cea mai mare acoperire în județele Constanța, Tulcea, Ialomița și Călăraș. Până data viitoare, eu sunt Adrian Boioglu, alături de colegul meu Mitica Raftul din spatele camerei, vă dorim o zi mai bună!